Adrian Papahagi, fostul tovarăș de drum uh, neomarxist al lui Mihai Neamțu, își ridică acum uh, poalele în cap și este disperat uh, de faptul că Mihai Neamțu a făcut marea traversare și s-a dus la uh, suveraniști, uh, trădând, tră, trădându-și uh, uh, Grupul de așa zis, așa zis intelectuali care, în loc să lupte pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, luptau pentru înrobirea românilor. E disperat, Papa Hagi, și urlă disperarea pe toate canalele mediatice.